Dacă vreți, haideți, ne ridicăm în picioare, voi citi un singur verset. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Amin. Amin. Vă rugăm, reocupați locurile. Trăim o escaladare fără precedent a violenței. Violență întâlnim la fiecare pas. De la violența în familie până la cele între popoare. Națiuni sfârtecate de războaie fratricide. Acțiuni teroriste nemai întâlnite. Am ales versetul 15, din care vreau să vorbesc despre pacea lui Hristos. Sub incidența expresiei acesteia intră două entități. Când întâlnim scris în Scriptură un singur trup, eu voiam să predic altceva. Dacă fratele Octavian a spus că voi sunteți un singur trup, apare expresia asta aici, un singur trup. Atunci eu mă gândesc că în Genesa, capitolul 2, versetul 24, scrie așa: de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, se va lipi de nevasta sa și cei doi vor fi un singur trup. Deci când mă gândesc la expresia aceasta, un singur trup, pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească, pe mine mă duce minte la familie. Că în familie trebuie să stăpânească pacea lui Hristos. Amin? 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 13. Noi toți în adevăr am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup în Hristos, da? Fie greci, fie iudei, fie rob, fie slobozi, și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh. Deci când mă gândesc la expresia un singur trup, mă gândesc la familie și în același timp mă gândesc la biserică. Asta s-a predicat până acum, că noi suntem un singur trup. Amin. Ei bine, în familie și în biserică trebuie să stăpânească pacea lui Hristos. Amin? De ce pacea lui Hristos? Mai este o pace? În Matei, capitolul 4, versetul 8, Domnul a fost dus pe un munte mare și înalt, de unde i s-au arătat împărățiile lumii. Pentru că sunt, sau este, dacă vreți, împărăția lumii. În Romani, capitolul 14, versetul 17, spune așa: căci împărăția lui Dumnezeu nu-i mâncare și băutură, îi neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Deci avem împărăția lumii și avem împărăția lui Dumnezeu. În împărăția lumii este promovată pacea lumii. Domnul spunea în Ioan, capitolul 14, versetul 27, vă las pacea, vă dau pacea mea, dar nu cum o dă lumea. Dar lumea cum o dă? Pacea lumii nu este rea. Noi promovăm pacea lumii. Domnul spunea încă de pe vremea lui Ieremia: rugați-vă pentru țara în care trăiți, că fericirea voastră atârnă de fericirea țării, nu? În dicționarul explicativ al limbii române, în drept cu cuvântul pace, scrie lipsa războiului. E adevărat că nu-i război, îi pace. Dar la hotarele țării poate să stea grănicerii unul lângă altul cu pușca în mână și eu să n-am pace acasă, la mine, în familie. Deci pacea este mai mult decât lipsa de război. Noi promovăm, fraților, pacea lumii. Doresc ca în țara noastră, România și în Moldova, să fie pace. Amin? Să ne creștem copiii în pace, să ne bucurăm de pace, dar pacea lumii e tare nesigură. În 1 Tesaloniceni 5 cu versetul 3 spune: când se va zice pace și liniște, o prăpădenie neașteptată va veni peste oameni, peste lume, ca durerea nașterii peste femeia însărcinată, și nu va fi chip de scăpare. Deci pacea lumii e de dorit, e bună, dar nu e suficientă, nu e garantată. Dar vine Domnul Hristos și spune că eu vă dau pacea mea. Deci există împărăția lumii și împărăția lui Dumnezeu. Există pacea lumii și pacea lui Hristos, pacea lui Dumnezeu. Eu doresc ca în împărăția aceasta să fie pace. Unde e împărăția? În Luca, în capitolul 17, versetul 20-21, niște farisei îl întreabă pe Domnul: când va veni împărăția lui Dumnezeu? Și Domnul spune: împărăția lui Dumnezeu nu vine așa ca să izbească privirea. Nu se va spune: uite aici, uite acolo. Împărăția lui Dumnezeu este în mijlocul vostru. Deci în inima mea e împărăția lui Dumnezeu. În casă la mine e împărăția lui Dumnezeu. Și în adunarea noastră e împărăția lui Dumnezeu. Amin? Care trebuie să fie caracteristica împărăției? Una din ele este pacea lui Hristos să stăpânească. Și vreau ca pacea aceasta să stăpânească la voi în adunare. Și vreau ca pacea aceasta să stăpânească la voi în casă. Amin? Voi lua aceste două entități și voi prezenta pacea în antiteză, dacă vreți, în contrast cu alte stări posibile. Dacă spuneam că pacea înseamnă lipsa războiului, aș vrea să pun pacea versus, contra, dacă vreți, a războiului sau a conflictelor. Poate e prea mult a războiilor și e prea mult conflicte armate. Nu vorbim de bătăi. Când un bărbat pocăit își lovește nevasta. Eu chiar, nu mi-a arătat Domnul, dar așa în firea mea mă întreb: oare este aici vreunul între voi care și-o bătut nevasta? Nu ridicați mâna sus, nu. Că cineva neavizat a crede că e evangelizare, că atâți erau cu mâna pe sus. Eu am fost chemat într-o familie, erau de 8 luni căsătoriți, în care soțul tânăr i-a dat 2 palme la nevastă. Nevastă nu-i chemat. Și am stat de vorbă cu el, dar el: frate Dragoș, te uiți, că cerea de gură, că merita. M-am uitat la el la noapte după cap. Am spus: măi băiete, eu sunt însurat de 30 ceva de ani. Tu chiar crezi că nevastă mea nu merita bătută niciodată? Dar eu n-am bătut-o niciodată. Uite, sunt aici la amvon, n-am bătut-o niciodată, n-am jăcnit-o și nu i-am spus niciodată altfel decât pe nume, cum o cheamă pe ea. Așa faceți cu voi, frați? Că până la urmă pocăința, pe aici e drumul pocăinței, da? Apoi nu mai vorbesc de femei care și-au bătut bărbatul. Am cunoscut, am fost chemat în familie de un bărbat că îl bate nevasta. Frate Dragoș, ce să fac? Da. Nu vorbim de conflicte armate. Hai să ne oprim numai la conflictele verbale. Dacă nu-i nimeni aici care s-a bătut, s-a lovit în familie, Domnul să vă binecuvinteze. Dar mai am o întrebare, o avansez acum. Este careva care s-a certat în familie? Da? Și dacă v-ați certat, de ce v-ați certat? Nu trebuie să stăpânească pacea lui Hristos în casele voastre? Și atunci pe unde a intrat cearta? Spuneam aseară la tineri că păcatele sunt date de niște duhuri. În Filipeni 2 cu 3 spune așa: nu faceți nimic din slavă de șartă sau din duc de ceartă. Când te cerți, poate tu nici nu știi de ce te cerți. Am venit eu din România să spun: tu te cerți că la tine în casă a intrat un duc de ceartă. Că cearta e dată de un duc. În Genesa, capitolul 4, versetul 7, Dumnezeu îi spune lui Cain așa: Cain, pentru ce ți să omori fața? Nu e așa că dacă faci bine, vei fi primit bine? Păcatul spândește la... Dar tu, oameni buni, păcatul sau duhul de ceartă pândește la ușa casei tale. Dar tu trebuie să-l stăpânești, să nu intre. Cain nu l-a stăpânit și mai trec două versete și îl ia pe Abel pe după cap și spune: ai, să aducem o jertfă. Și l-a omorât. Că duhul de ucidere, duhul de ură de la ușă o intrat în inimă. Eu am casa mea, familia mea de 30 ceva de ani. La mine în casă domnește pacea, stăpânește pacea. Și câteodată vine duhul de ceartă și vrea să intre și la mine în casă. Mi s-a întâmplat. Vă, nu mi s-a întâmplat niciodată? El vrea să intre. Acum recomandarea mea e: oameni buni, nu-l lăsa să intre, că te cerți și când ai gătat cearta spui: nici nu știu de la ce m-am luat, așa, de la nimica. Îți spun eu de la ce te-ai luat. Așa se întâmplă și în adunare. Era în România o biserică care se certau de ani de zile. Și tot ce s-ar fi făcut nu era bun și ieșea cu cearta. S-au unit niște frați în post, în rugăciune, au fost într-o seară acolo, au făcut o rugăciune de eliberare. Și unul din certăreță ei a deschis gura și a strigat: plecăm de aici, dar ne ducem dincolo. Și îmi spunea fratele: din seara aceea, acolo a rămas pace. Dar ne-au chemat frații peste două dealuri, că tare au început să se certe. Pentru mine e clar că cearta îi dată de duc de ceartă. Și la fel de clar e că ea stă la ușa casă mele și pândește ca să intre. Dar la mine stăpânește pacea lui Hristos? Dacă lăs duhul de ceartă, pleacă pacea. Aveți de ales azi. În adunarea voastră vreți pace sau conflict, ceartă? În casa voastră vreți pace sau ceartă? Hotărâți-vă! Eu am găsit câteva posibile uși prin care poate intra duhul de ceartă. Prima ușă am numit-o eu ușa lipsurilor. Că scrie în Genesa, în capitolul 13, versetul 7, atunci apare cearta, că între păzitorii vitelor lui Avram și a lui Lot s-a iscat o ceartă. De ce s-a iscat cearta? De la lipsă. Nu aveau pășune. Și când nu mai avut pășune, au început să se sfădească, vorba noastră, da? Mai scrie în Genesa 26, versetul 20, că între slujitorii lui Abimelec, acolo la Gerar, și slujitorii lui Isaac, iară s-o iscat o ceartă. Acum, o spus cineva, se certau că n-aveau apă. În familie există o ușă, am numit-o eu ușa lipsurilor. Eu m-am căsătorit în vremea comuniștilor. Greu am făcut casă. Nici acum nu stare bogat, dar am ce-mi trebuie. Eu cu nevasta am zidit, am tencuit, am turnat betoane, că nevasta îmi spune: mă mai mir că mă mai doare ceva. Păi noi am muncit tare mult. Există posibilitatea ca în lipsurile astea, chiar materiale, să intre duhul de ceartă. Și începi în puterile. Cât te se duc, te-ți rezolvă, numai tu stai acasă, uite la ceala cât câștig în 2 ani, cât o făcut, noi avem atâția ani și n-am făcut, bărbatul îi impută la nevastă că tătii femeile câștigă și ele un ban, tu nu ești în stare de nimica. Și vine duhul de ceartă că lipsa o deschis ușa și o intră la voi în casă. Acum eu, dacă cunosc Scriptura, la ușa asta numită ușa lipsurilor, eu am pus o ială, un zăvor. Și când vine duhul de ceartă, eu pac, îi pun zăvorul. De exemplu, Proverbii 17:1. Mai bine o bucată de pâine uscată cu pace, decât o casă plină de certuri cu ceartă. Aveți zăvorul ăsta? L-a spus vreodată la ușă? Că până la urmă eu mă întreb, dar care-i față să mărită, de aici de la Chișinău suntem, da? Ca să mănânce cu bărbatul ei o bucată de pâine uscată. Care are idealul ăsta din băieți? Eu mă însor și dacă îmi dă Domnul o bucată de pâine uscată, e bun. Aveți gândurile astea? Nu, 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 noi visăm la palate, visăm ce visăm noi. Și atunci, nu-i bun zăvorul ăsta? Să spui, mă, dacă dă Dumnezeu să mă înțeleg cu El, mâncăm ce putem, ne îmbrăcăm cu ce avem, nu? Dar trăim în pace și nu ne certăm. Pune zăvorul ăsta. Scrie în Roman 12:16, umblați după lucruri înalte, rămâneți la cele smerite. Scrie în Evrei, capitolul 13, versetul 5, nu fiți iubitori de bani, mulțumiți-vă cu ce aveți. Oameni buni, puneți zăvorul ăsta la ușa voastră. Când soția e nemulțumită sau când bărbatul e nemulțumit, când alți frați spun, băi, dar tu ce faci că n-ai înaintat deloc? Eu spun Evrei 13:5, eu mă mulțumesc cu ce am. Pentru că în Timotei 1:4-8 spune că noi n-am adus nimic în lume, nu putem lua nimic. Dacă avem cu ce să ne îmbrăcăm și dacă avem ce să mâncăm, ni de ajuns. Care vrea să spună amin? Amin. Să ne dea Domnul pocăință. Există o ușă, ușa lipsurilor. Duhul de ceartă stă afară, vrea să intri pe ușa asta. Atâtea zăvoare i-am pus, atâtea zăvoare i-am pus și n-are pe unde să intri la mine. La tine intră? Mai este o ușă. Am numit-o eu ușa promisiunilor. Când Numeri, capitolul 20, versetul 3, poporul începe o ceartă cu Moise. Și spune, mai bine a fi murit noi cu frații noștri. În Numeri 16:14 spune, ce bine ne-ai mai dus într-o țară în care curge lapte și miere, ce bine ne-ai mai dat vii și ogoare, crezi că poți lua fața? Moise, trimis de Dumnezeu, i-a spus, măi, frații mei, Domnul vă scoate din Gosen, trece în Iordanul, tăbărâm la Gilgal și de aici încolo curge lapte și miere, țara voastră. Dar de unde, că nu a ajuns acolo? Le-au făcut promisiuni și promisiunile nu erau împlinite. În ziua căsătoriei, luăm microfonul, pentru câtă vreme ai să o iubești, cu ajutorul Domnului toată viața. Și nu gata bine luna de miere, că e chemat comitetul. Păi nu mai iubește. Cum, de toată viața e o lună? De ce faci promisiuni și nu te ții de ele? Către sora Mireasa, câtă vreme ai să fii supusă? Cu ajutorul Domnului toată viața. Și de-a doua zi sare cu gura la el. Păi dar făgăduința unde? Și că nu se ține făgăduința, se deschide ușa promisiunilor și intră Duhul de ceartă. Aici, în cazul care l-am dat eu, nu era Moise vinovat. Că în împlinirea promisiunilor trebuie să avem răbdare. Ei erau în călătorie, dar ei au ajuns în țara unde curge lapte și miere. Dar s-a întâmplat altceva. În Numeri 21:4 spune, poporul și-o pierdut răbdarea pe drum. Știi care îi ceartă mai tare pe acasă? Că ei n-are răbdare. Sunt bărbați de ceea iuți la mânie? Sunt? Da, surori de aici, de la Chișinău, iuță, ca spiritul și imediat sar cu gura. Dar eu vă întreb, dar răbdarea unde vii? Eu am zăvor la ușa asta. Și am zăvor. Și scrie în Coloseni, capitolul 3, versetul 13. Îngăduiți-vă unul pe altul și dacă unul are o pricină să se plângă de altul, iertați-vă cum o ierta și pe voi Dumnezeu în Isus Hristos. Vă mai îngăduiți unul pe altul? Funcționează îngăduința creștină în familie? Funcționează îngăduința creștină în adunare? Că dacă are pricină, păi avem pricină să ne plângem, da? Avem pricină să ne plângem. Că pricinele astea apară în casă. Că spunea un frate, măi, eu mănânc așa ca hipopotamul. Îmi pune nevasta mâncare, mănânc bine, la urmă spune, nu vrei și niște murături? Păi ce să mai dai murături, dacă nu a trebuit, nu? Și uite cum apar pricinele de a ne plânge. Dar când vin pricinele de plângere, și când vin promisiuni neîmplinite, eu nu-mi pierd răbdarea. Eu pun zăvorul la ușă, sunt îngăduitor, îngăduiți-vă unul pe altul. Ați putea face așa? Încercați de azi înainte. Hai că n-am fost niciodată la Chișinău, chiar să vin degeaba până la voi. Promite unul că a să fie mai răbdător în casă? Promite unul ca să fie mai îngăduitor când ai pricină să te plângi de nevastă, când ai pricină să te plângi de bărbat? Eu mă duc și spun, îngăduiți-vă unul pe altul. Amin? Dumnezeu să ne ajute. Mai sunt uși? Mai sunt. Uite, încă o ușă. Am numit-o eu ușa ierarhiilor. În Luca, capitolul 22, cu versetul 24, spune că între ucenici s-a iscat o ceartă. De la ce s-a iscat cearta? Care știe? Ca să știe care e cel mai mare. Dar cum nu se știe care e cel mai mare? În casă eu am ierarhia dată de Dumnezeu prin creație. 1 Corinteni 11,3. Dar vreau să știți că bărbatul este capul nevestii, Hristos e capul bărbatului, Dumnezeu e capul lui Hristos. Și când spun bărbatul este capul nevestii, amin, surori? Da, două, amin. Nici nu știu dacă sunteți măritate cei care a spus amin. Ați văzut cum crede el la ierarhia asta? Păi surorile trebuie să spun, dacă i-aș întreba pe frați din versetul ăsta, s-au zis ca în vremea lui Gorbaciov, amin, că lor le-ar conveni. Dar nu, eu n-am scris nimic în Biblie. În Biblie scrie așa, bărbatul este capul neveste. Amin? Eu nu pot să promovez curentul feminist care e promovat în lume, că 17% din Parlament să fie femei, că nu știu care tot femei. Cea mai mare onoare, spus o mare femeie a lumii acesteia, cea mai mare onoare pentru femeie este să fie mamă și soție. Pe asta au creat-o. Că sunteți doctoriți foarte bine. Și eu am fete care fac facultate. Mă rog, domnule, de-aia o pâine mai ușoară. Eu promovez întotdeauna cartea și serviciile bune. Dar nu mai presus de bărbatului. Vă place predica mea? Frați? Așa că e după Scriptură. Eu mergeam dată cu avionul, îmi călătorim mult cu avionul. Și anunță de la bord de acolo, doamna comandant Condurache, nu știu cum, vă urează un zbor plăcut. Eu opresc o stewardeză, zic, domnule, nu te spăra, pilotul e femeie? Zic, da, e o femeie blondă și nervoasă. Măi, omule, așa mergea, eu mustam și cu stres, mă rugam, doamne, e femeie la manșă, doamne, ai milă, știi? Măi, așa ducea avionul. Și la un moment întreb stewardeza, are ceva probleme în familie, că e cam nervoasă pilota asta. Nu zic, nu, frate, așa e. Măi, și-am ajuns cu bine. Că e pilot, că e președinte de stat, nu știu. Eu nu promovez curentul feminist. Adică nu pot să spun că femeia se ridice mai presus de bărbat, că aș predica împotriva Scripturii. În casă, în familie și în adunare, eu am fost în Israel, mai mare ciuda mi-a fost. Stam pe malul Iordanului și lângă mine o femeie, păstoriță, o boteza vreo 20. Eram cu fratele Octav. Băi, boteza? Și eu trebuie să-i botez, nu e. Dar ea e păstoriță, ea e diaconiță, ea vrea să predice în adunări. Dar nu are voie, fraților, nu are voie. Femeia în adunare are locul ei, în familie are locul ei, nu facem noi ierarhia. Și apoi în adunare, acum hai lăsăm femeile, dar dintre frați, cine e cel mai mare? Să știe la voie clasamentul, care e primul. Uite, eu am un verset și eu pun zăvorul ăsta, Marcu 10 cu 43. Dar între voi să nu fie așa. Cine vrea să fie cel mai mare, care știe mai departe, să fie slujitorul tuturor. Ăsta e cel mai mare, care slujește cel mai mult și care e cel mai smerit. Vorba Domnului din Matei 18 cu 4, da? Ăsta e cel mai mare. Că noi avem, am vrut să spun demnitate, dar nu. Poate orgoliul nostru, asta e altceva. Am cunoscut un frate chemat de Domnul acasă, un om al lui Dumnezeu extraordinar de folosit. Așa cum l-am știut pe tatăl lui Octavian, moșul Jean, un om cu dar de vindecare, renumit în toată zona, așa l-am cunoscut pe omul ăsta folosit de Dumnezeu în eliberarea demonilor. Unde era un caz, au fost destule cazuri, când venea fratele ăsta, avea o autoritate extraordinară. Dar el îmi povestește mie o întâmplare. Eu am fost la dâns, nu de mult, am fost la o mormântare în sat la el. Acum el nu mă trăiește. Odată pe când slujea în adunare, era un om în vârstă, s-a ridicat unul din adunare și l-a bajocorit. L-a certat, băi, numai tu te crezi, mai așa, așa. Și omul spune, Dragoș, nevinovat, măi, să mă cer cu el în adunare, nu sta frumos, eu sunt om bătrân, prezbiter, ăla e un obraznic, rău de gură. Și m-am dus acasă, atât am plâns și atât m-am rugat, am spus, Doamne, fă-mi dreptate numai de data asta. Știi că-s nevinovat, ai văzut cum o făcut de rușuni în fața adunării, frață, fiecare gândește ce vrea, eu am tăcut-o, băi, o fi având dreptate, te rog frumos, spune-mi cum rezolv treaba asta. Și pentru că el vorbea cu Dumnezeu și era proroc, la un moment dat Domnul se îndură și rezolvă situația. Și îi spune așa, ia un lighean și du-te și spală-i picioarele. Spunea, măi, Drăgușel, măi, la orice mă așteptam, la o mânie a lui Dumnezeu, la o dreptate a lui Dumnezeu, eu să mă duc și spăl picioarele. Și spune, Domnul, așa rezolvă treaba. Om pocăit, a luat ligheanul, satul lor e de-a lungul unui drum, așa. Spun că am fost de multe ori acolo. Mergea cu ligheanul pe stradă și frațul spunea, măi, frate Sidor, dar unde duci? Mă duc până la Giorgi să-i spăl picioarele. Unii comentau, unii ridicau din umeri. Îmi spune, am ajuns la omul ăla la poartă. El era pe la șură, se spune noi, acolo unde ții fânul. L-am strigat la poartă și el de acolo spune, ce mai vrei de la mine, măi? Spune, măi, frate George, m-a trimis Duhul Sfânt să spăl picioarele. Îmi spunea, Dragoș, omul a fugit până la poartă, m-a luat în braț așa, plângea și spunea, băi, Sidor, nu știu ce-a fost cu mine ieri. Băi, n-am fost eu acela, băi, te rog, iartă-mă. Ne-am dus în casă, am cântat, ne-am rugat, i-am spălat picioarele și a rămas prieten până când omul a plecat din pământ. Așa ca poveste la învon e frumoasă, fraților. Dacă n-ajunge să o trăiești, apoi vedeți voi cum e pocăința. Eu am fost în lucrarea mea câți de mulți ani, de 10 de ani păstor, și lăudat, și ocărât, și pus din păstor, m-a pus pe ultima bancă și am stat ani de zile acolo, m-a chemat înapoi, hai păstor, și ne-a spus, oameni buni, eu acum nu mai pocăit ca atunci. Dar o trebuie să mă pocăiesc, o trebuie să învăț lecția asta, o trebuie să o învăț, ca să pot veni în sprijinul acelor care mănâncă pâinea asta amară. No, asta e o ușă, ușa ierarhiilor, prin care s-o certat și ucenicii, că nu știe care e mai mare. Între voi să nu fie așa. Între voi să predicați azi capul bisericii a trupului Hristos, noi suntem frați, mădulari în trupul lui Hristos. Amin? Fiecare cu slujba pe care Dumnezeu i-a încredințat-o. Am vorbit eu pacea versus cearta. Când vorbim de pace în Ieremia 33:6, vorbește de un izvor de pace și credincioșie. Din inima noastră trebuie să izvorească pacea. Și izvorul ăsta nu rămâne așa un fir de apă slab, nu. În Isaia 66:12 spune, voi îndrepta pacea spre el ca un râu și slava neamului ca un pârâu care iese din matcă. Te voi purta în brațe și te voi desmerda pe genunchi, scrie acolo. Asta e bunătatea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne ține în brațe, Dumnezeu ne desmeardă pe genunchii Lui și ne dă pacea ca un râu. Pentru că pacea e roada Duhului, Galateni 5:22, roada Duhului, dragostea, bucuria, pacea. Și în Ioan 7:37 spune, din inima Lui vor curge râuri de apă vie. Fiți oameni de pace. Aici la Chișinău. Să aveți pace în adunare, să aveți pace în casele voastre, amin? Dar nu numai pacea e comparată cu o apă și cearta tot cu o apă. Scrie în Proverbii 17:14, începutul unei certe e ca slobozârea unor ape, de aceea curmă cearta înainte de a se întâlți. De ce e ca o apă? Când pacea e ca o apă, Intră în toată casa, în toată familia. Bucuroșul bărbatul, bucuroasă și nevastă, bucuroșul copiii, și nora, și soacra. Apa știți că are proprietatea de a pătrunde în toate spațiile. Dar cearta tot așa are, că e tot ca o apă. Și când intră cearta, așa-i pune, nu-ți mai împacă doi în adunare, că pătrunde cearta în toate ungherile, în toate colțurile. Și acum este apa aia limpede, numită pace, și apa aceea tulbure, numită ceartă. Tu din care vrei să bei? Acasă din care apă beți? Tulburi sau limpede? Domnul să le dea înțelepciune. Amin? Am vorbit pacea versus ceartă. Putem să mai aducem o stare? Hai să mai vorbim de ceva. Pacea versus sau pacea contra frice, a temerilor. Spune în Ioan 20, acolo, versetul 19, că ucenicii erau adunați cu ușile încuiate de frica iudeilor. Și Domnul a intrat la ei prin ușile încuiate și știi ce le-a spus? Pace vouă! O văzut că se tem. Când în inima ta nu vorbesc de frica de Domnul, asta e altceva și e bun. Vorbesc de orice teamă nejustificată. Și dacă spuneam eu că cearta e dată de un duc de ceartă, în 2 Timotei, capitolul 1, versetul 7, spune că și noi n-am primit un duh de frică. Și frica e tot de la un duh necurat venită. Noi n-am primit un duh de frică, nu, noi am primit un duh de chibzuință, de putere, de... Slavă Domnului! Tu de care duh ai în tine? O intrat Domnul și le-a văzut că ei se tem, că inima le plină de frică și le-a spus, nu, nu-i bun așa. Pace vouă, le-a dat pacea. De ce se tem oameni? Și teama asta le izgonește pacea din inimă. În Genesa, capitolul 43, niște băieți rupți de foame ajung la înaltul dregător din Egipt. Și încep să spună, domnule, noi am mai fost odată după grâu, noi suntem oameni cinstiți, am plătit grâul nostru care l-am luat rândul trecut, dar când am ajuns acasă, la fiecare în sac era argintul. Ei se temeau de pedeapsă, că un băiet care face obrăznicii, el nu mai are liniște până nu dă ochii cu tasul și mamsa, nu știe cum să scape. Că oamenii se tem de pedeapsă. Și economul îi spune în versetul 23, fiți pe pace, nu vă temeți. Dumnezeul vostru v-a pus o comoară în sac, ce să le explice? Pentru că există teama de pedeapsă. Eu de câte ori citeam, ani de zile, de mic copil și acum, din istoria lui Iosif, vă spun drept că eu lăcrimam. Băietul ăsta, cum s-a dus, ascultător, cât de curat, frațelui lui și-o bătut, l-o vândut la ismaeliți, în casa lui Potifar, ajunge în pușcărie. Și apoi când s-a întâlnit cu frațele lui și cum plângea de ei, se rupea inima și o scos pe toată lumea afară. Eu plâng când citesc acolo. Dar odată când citem istoria asta, am început să râd. Așa m-a bufnit un râs prima dată. Știți de ce am râs? Iosif e pe frații lui și pune deoparte într-o cameră. Băi, Iosif era al doilea după faraon. Când ieșea Iosif din palat, toată lumea cu capul în jos. Iosif avea, îi scria, le da grâu la toate familii, toți îl saluta. Avea bogății, hergelii, de cai și cirez, Iosif era bogat. Și frații lui, când i-a dus într-o cameră, le-a spus, ne-a băgat aici că vrea să ne iei măgare. Băi, niște măgari veniți din Canaan, uite așa erau. Numai coadă și cochiti, numai rai cu austerității și ei așa se tem eu, cred că vrea să ne iei măgare. Bă, cam așa se tem pocăiță câteodată, de ce nu trebuie să teamă? Știți cât e de periculos duhul ăsta de frică? Ce ravage face? Scrie în Psalmul cât? 34 cu versetul 4. Eu am strigat către Domnul și El m-a izbăvit din toate temerile mele. Că oamenii se tem de pedeapsă, oamenii se mai tem, hai să reiau un pic predica fratele Octav, se tem de responsabilități. Matei 25 cu 25 versetul. Mi-a fost teamă, ia stalampa. Vezi că laudă Domnul? Roviclean și Leneș. Mulți din pocăiții noștri, când au primit Duhul Sfânt, au primit un dar de la Domnul. Mulți. Unii au lucrat puțin, alții nu au lucrat deloc, alții lucră și acum. Am întrebat, băi, tu vorbești în limbi? Frate, am vorbit, mă tem să nu fii de la mine. Mă, tu-ai prorocit? Am prorocit, dar frații nu primesc lucrarea. Le teamă de responsabilități. Și când predici cu teamă, mie dacă mi-ar fi teamă să predic de aici, n-aș mai vine la Chișinău. Sunt subiecte mai delicate când trebuie să vorbești de nașterea de copii. Și la unii le teamă că devii inconfortabil. Păi dacă mă tem, nu mai ies la amvon. Să le spui de ținută vestimentară, că trebuie să fii decentă, să le predici smerenie și de umilință, să le predici câteva lucruri care nu mai sunt populare și devin nepopular. Și atunci eu evit astea, trec printre ele, așa, și îmi slujesc cum pot. Dar în Proverbii 29 cu 25 spune, frica de oameni este o cursă. Vă temeți să predicați drept Evanghelia? Vă temeți să prorociți așa cum v-a dat Domnul? Nu cum de multe ori prorocesc spune. Dacă ai o prorocie, o descoperire de la Domnul, spune-o așa cum ți-a dat Domnul. Că dacă te temi, n-ai să slujești și n-ai să ai pace niciodată. Tot că îi stipăzești de oameni, să nu se superi păstorul, să nu se superi dirijorul, să nu se superi sora nu știu care nu vrea batic, să nu se superi nu știu care vrea vopsită și uite așa tot. Atunci ce să mai predic? Eu vin aici fără pace, eu vin așa tulburat, că nu știu ce să... Dar nu e bun, fraților. Dumnezeu să ne dea pocăință. Și nu uitați că există o teamă care îndepărtează pacea. Fie că e o frică de pedeapsă, fie că e frică de responsabilitate, fie că e frică de moarte. Judecător 6 cu 23, Gedeonul zice, băi de mine, am văzut pe Domnul, am să mor. Și îi spune, nu te teme, nu mori, fii pe pace. Să temi careva de moarte? Poate de moarte nu, dar de boală, de boală să mai temi. Eu am o poveste frumoasă, am povestit-o cu ani de zile înainte, soția mea e o leacă mai plinuță, că noi tare ne-am potrivit amândoi. Și a venit o femeie din adunare cu minte, care știe aproape pe toate, și a stat de vorbă cu ea, mai avea câte neputin, spus că știu ce ai, tu ai glandă. Măi, vin eu de la serviciu, mea e spărată că are glandă. Dar de unde știi? Am vorbit cu sora și e tot așa a avut glandă. N-ai nicio glandă, măi, du-te la treabă, n-ai. Dar de unde? Că a intrat duhul de frică. Dar femeia aceea care a fost la nevastă mea, a mai fost la un câr de surori. Și la câmpul moldovenesc este un doctor specialist în glandă. Și vine nevasta, spune, suntem o mașină de surori, mă leși pe mine să merg la câmpul lung? Nu te lăs. De ce? Nu vreau să te lăs. Și n-am lăsat-o. Dar ce crezi că am să bătea pe locul ei, mai erau vreo două, trei cu glandă. Și-o pleca la câmpul lung, nu știu ce boală au. La vreo lună din zile de la Iași a venit o doctoriță la Suceava. Și-o spune-te acum om din la Suceava, eu sunt chiar lângă Suceava, mă lași? Ai du-te mă, na, că-ți bărbatul ești, nu poți mă cer cu ea în casă, du-te. Se duce, pierde o zi, vine acasă bucuroasă, n-am glandă. Dar eu ce ți-am spus că n-ai glandă? De multe ori când mergem să ne rugăm pentru bolnavi, ne-a rugat pentru mult bolnavi. Am găsit pe unii care au duh de boală. Și am găsit pe unii care au duh de teamă. Au niște boli închipuite. De la o boală, de la o neputință mică, ea se vede că are cancer, că moare, că îi rămân copiii, că rămâne bărbatul și nu-i nici drept din asta. Îi o amăgire a vrășmașului, îți umple inima de frică și nu mai ai pace. Am fost chemat într-o familie, de fapt fratele Octavian ne-a chemat într-o familie. Bărbatul avea vreo 140 de kilograme, n-al voinic. Cât? 175 spune el. Mare, nu știu, am spus eu să te bat. Băietul o termina facultatea voinic. Bunicul mai voinic. Toți aveau duc de frică. Noi zâmbim. Știi ce înseamnă duc de frică? Băiatul care o termina facultatea se temea să deschidă butelia, să nu explodeze. Temea noaptea să meargă la baie singur. Gândiți-vă la nacazul de acolo. Dormeau cu luminile aprinse. Se temea să meargă la magazin. O venit fratele Octavian, băi, Dragoș, ce facem, băi, un duc de frică, băi, ce facem? Ne rugăm Domnul. Și Dumnezeu a alungat duhul ăsta de frică, băiatul s-a dus la lucru, mai departe, a început. Într-o adunare din diaspora, unde tu ai fost de multe ori, mai multe neveste de slujitori aveau duh de frică, îmi spune, Dragoș, lucrez pe șantier, mă duc copiii la școală, mă învoiesc de la patron, mă duc la lucru, mă duc și eu, nevasta nici cumpărături nu face, că se teme. În ziua când s-a făcut o rugăciune și Dumnezeu a eliberat surorile astea, una a luat o plasă și niște bani și a plecat la magazin. Și când o vin înapoi, zic că voi nu știți ce înseamnă să te temi și ce înseamnă să nu te temi. Și acum eu am venit acasă, Dumnezeu le-a eliberat, cunosc bine familii, pot să vă spun, dar nu vă ajută pe voi asta. Există duhuri de frică, le aveți și voi? Eu mai eram copil așa mai mic și ca băietul, n-am fost tare fricos, era în adunare la noi unul, mic și gras așa, om pocăit. Păi ce aia să te teme? O trimiteți-mă într-o pădure, hai, uite, eu mă duc la noaptea. Mâine să ducem în pădure, domnule puternic, sunt oameni care nu se tem, dar sunt oameni care se tem nejustificat. Și teama asta îți ia pacea din inimă. Că tu poți să ai pace sau poți să ai o teamă din asta dată de un duh de teamă. Ce avem de făcut? Psalmul 37, versetul 5. Încredințează soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și El va lucra. Uite, hai să citim Deuteronom, capitolul 31, versetul 6. Întăriți-vă și îmbărbătați-vă. Puneți, asta e zevor la ușă, da? Nu vă teme și nu vă înspăimântați de ei, căci Domnul Dumnezeu tău va merge El însuși cu tine și nu te va părăsi și nu te va lăsa. Spuneți amin? Amin. Eu mă schimbam noaptea, asta e o poveste veche de când lucram. Și mă schimbam și de unde mă schimbam eu, că făceam pe traseu, mă duceam la o soră de-a mea să mă culc. Eu, pe drum era vreo 4 kilometri, prin pădurici era 1,5 km. Și nevastă mi-a spune, măi, dar tu te schimbi la ora 1 noaptea, la ora 2 noaptea, tu pe unde mergi? La Aneta. Deci eu de-a dreptul, prin pădure. Ea vine la mine, acum i-am promis că nu mai e prin pădure. Dar de ce, măi, nevastă, măi? Mă, dar tu nu te gândești, ora 1 noaptea, poți fi niște oameni răi în pădure, nu te gândești? E, băi, nevastă, vine încoace. Hai să o judecăm așa un pic logic. Eu merg prin pădure, eu chiuiem când plăcea cum răsună, fluieram. Dacă ar fi un om rău în pădure și vede că urcă unul pe cărare chiuind, de ce să nu se teamă el de mine? De ce să mă tem eu de el și să nu se teamă el de mine? Măi, oameni buni, măi, mai zâmbim că vreau să mă înțelegeți bine, da? Există duh de frică de la diavol. La orice boală, la orice închipuire, la orice slăbiciune, nu-s toate cancer. Nu muriți, vă creșteți copiii și Dumnezeu vă binecuvintează. Puteți avea pace în inimă? Doamne, ajută-ne la asta, amin? E 2:20. Hai să mai merg un pic. Am aprobarea cărmuitorului. Pacea versus cearta. Pacea versus teama. Hai să mai luăm ceva. Pacea versus, adică împotriva, frământării. Iov 20:2. Gândurile mele nu mă lasă, da? Și frământarea mea nu îmi dă pace. Asta frământare nu-i teama de care vorbeam nu. Asta e frământare. De la ce ne frământăm noi? Judecători, capitolul 19, versetul 20. Un bătrân vine la Betleemitul, care mergea cu nevasta, și îi spune: toate nevoile tale le iau asupra mea, fii pe pace. Hai și dormi la mine, spunea el. Noi ne frământăm din pricina nevoilor materiale, că cine nu îngrijește de a lui e mai rău ca un necredincios. Eu am copii în facultate, am copii la liceu, am copii în școala generală. Eu nu încurajez lenea. 35 de ani am muncit la stat, de 6 ani am ieșit la pensie și de un an de zile m-am reangajat. Pentru că trebuie să îngrijești, dar una să te îngrijești și alta deja să te îngrijorezi. Când vine diavolul cu îngrijorările astea excesive, ce zăvor punem noi la ușă? Ce îi spunem noi la diavolul? Păi scrie în Filipeni 4,6: nu vă îngrijorați de nimic, ci în toate lucrurile aduceți la cunoștința lui Dumnezeu, cu cereri și mulțumiri. Amin? Puneți zăvorul ăsta la ușă? Să ne ajute Domnul. Există multe nevoi pe care le avem. Noi lucrăm foarte mult, dar să știți că tot ce are omul, aici rămâne. La noi acolo ne-am specializat, dacă vreți, pe mormântări și priveciuri. Că tineretul a plecat în Europa și și-au lăsat părinții. Și eu am avut poate 10 zile la rând, când în fiecare zi am avut slujbă, ori de mormântare, ori de priveciuri. Și am văzut patroni care au murit, mașină de 100.000 de euro rămâne în garaj și el cu mâinile pe piept îl conducem la groapă. Rămân vile încă neterminate și el cu mâinile pe piept se duce la groapă. Psalmul 39, versetul 6. Da? Omul umblă ca o umbră, se frământă degeaba, strânge la comori și nu știe cine le va stăpâni. De ce să ne frământăm degeaba când Dumnezeu ne dă bucata de pâine? Dacă sunt aici frați mai în vârstă, văd că sunt. Era mai bine în vremea colhozului? Era mai bine? Noi avem un frate, are 91 de ani, când iese și predică, nu știu, să plâng, să râd. El ne vorbește de război, de evacuare, de foametea din 46. Frate, eu mâncam clei din cireș, eram tânăr, n-avem câte 3 zile, nu mâncam nimica. Și acum voi vă plângeți că e rău și mă gândesc, mai câtă pocăință ne mai trebuie. De ce ne mai frământăm atâta degeaba? Și frământările astea ale noastre nu ne lasă în pace, nu ne dau pace. Mai există frământări și tulburări din pricina învățăturilor care circulă printre noi. Scrie în Fapte 15 cu 24, că am auzit că unii plecați dintre noi fără nicio însărcinare v-au tulburat prin vorbirile lor. În Iacov 3 cu 16, acolo unde este pismă amară și duc de ceartă, acolo este tulburare și tot felul de lucruri rele. Oamenii se tulbură de invidioși ce sunt, de pismași ce sunt, se tulbură de la învățătura care o primit-o. Dar eu la asta pun zăvor. 1 Ioan 20, capitolul 2, versetul 20 sau 27. Ungerea care ați primit-o vă învață toate lucrurile. La mine poți să vii unul să coboare foc din cer, aici la Amvon. Dacă văd că nu-i după Scriptură, eu spun oprește, om ne lasă focul pe altă dată. Mi s-a întâmplat, chiar că nu stăpânesc foarte bine o doctrină, nu stăpânesc foarte bine o învățătură, când ceva nu e în regulă, ungerea de mâine mă face atent. Eu vorbeam cândva despre darul deosebirii Duhului. Mi-ar fi plăcut să vorbesc de darul Duhului Sfânt. Darul deosebirii Duhului are rolul de a face deosebire între Duhul lui Dumnezeu, Duhul omului și Duhul diavolului, demonic. Sunt 3 duhuri care pot influența o slujire. Pot să fie de la Duhul Sfânt, pot să fie de la Duhul și înțelepciunea omului, sau pot să fie exact de la o influență demonică. Darul deosebirii duhurilor se uită la astea 3 duhuri și spune: ăsta e de la Domnul, ăsta nu e de la Domnul. La mine a venit un frate din Germania, dar l-au adus niște frați buni de la Suceava, mari predicatori. Au început să predice la mormării, totul vorbea bine, Domnule. Perfect, 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 n-avem o virgulă să-i reproșez. Mă simțeam atât de inconfortabil, ceva nu era bun. Așa stam ca pe aci, vorbă românul. Și la un moment dat el a făcut o afirmație și în afirmația asta l-am prins că era un învățător înșelător. Era cu William Brachman și cu alții. Și am spus, gata frate, mulțumesc, oprește. Tot ce-o predicat, o predica bine, dar ungerea care o aveam în mine îmi spunea, fii atent. Deci când vă tulbură unii prin învățături, prin tot felul de încredințări personale, voi aveți ungerea care vă învață toate lucrurile. Amin? Amin. Și apoi mai este o frământare. 2 Timotei 3,6 vorbește niște femei frământate de pofte. Eclesiastul 6,9. Asta eu spun la bărbați însurați. Mai bine ce vezi cu ochii decât frământare de pofte neîmplinite. Că există pofta firii pământești care îi frământă pe oameni. Îi frământă și n-au oamenii liniște, nu mai au pace, închizi ochii și nu vezi pe nevastă ta lângă tine. Ai o frământare de pofte neîmplinită. Că nu te duci cu aceea, că ești om pocăit. Dar de ce în cugetul tău te duci cu aceea? De ce în cugetul tău te duci cu aceala, închizi ochii și ai o frământare de pofte neîmplinită? Biblia spune mai bine ce vezi cu ochii, uite mai la nevasta în casă, uite la bărbatul tău, că ți-l-o da Domnul. Ce facem noi cu frământarea aceasta? Galateni 5:22. Roada Duhului, dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facerea de bine, blândețea, credincioșia și înfrânarea poftelor. Mai pune în zăvorul ăsta la ușă. Când vine diavolul ca să ne frământe prin poftele firii, eu îi pun înfrânarea poftelor. Eu am mai spus, fraților, măsura de pocăință a unui om nu-i măsura slujirii lui. Eu nu-s pocăit după cum predic, el nu-i pocăit după cum conduce, voi nu sunteți pocăiți după cum cântați. Măsura de pocăință a unui om este măsura înfrânării lui. După cât ești de înfrânat, când ești tu singur cu calculatorul, acel laptop sau telefon parolat, când nu are nimeni voie să intri, când îți iau cu internetul, atât de pocăit cât atunci, nu cât aici. Să dea Domnul noi să rodească roada Duhului. Amin? Iov 22:21. Împretenește cu Dumnezeu și vei avea pace. Psalmul 34:14. Caută pacea, aleargă după ea. Amin? Pacea versus ceartă. Du-te acasă acum. Ori cu pace, ori cu ceartă. Alege. Apă limpede sau tulburi. Pacea versus teama. Alege. Pacea versus frământarea. Dar eu închei cu versetul pe care l-am citit. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați, ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Amin.